Weekend de vis la munte, vremea tocmai bună pentru aventuri montane. De asta vor avea parte turiștii ce și-au anunțat prezența la cabanele din Munții Făgăraș. Salvamontiștii recomandă totuși un echipament corespunzător escaladărilor și multă prudență. Chiar dacă pe crestele înalte a nins și s-a așternut un strat subțire de zăpadă, totuși iarna nu și-a intrat pe deplin în drepturi. Turiștii care vor să escaladeze culmile înalte vor trebui să aibă grijă, și asta întrucât substratul subțire de zăpadă este și un strat de gheață periculos. După informațiile care le avem de la Institutul Meteo, vremea e favorabilă turismului montan, dar în Făgăraș trebuie respectate niște condiții legate de zonă, de dificultatea traseului, de starea traseului. Vă pot spune că în zona alpină este un minim strat de zăpadă cu gheață foarte periculos, deci alunecă, trebuie atenție mare și mai ales echipament ca lumea. În schimb, până la cabane se poate urca pe oriunde, sunt deschise traseele. Și în acest sfârșit de săptămână și-au anunțat prezența la cabanele din Munții Făgăraș 10 de turiști. Sunt anunțați câțiva turiști, nu foarte mulți, în jur de vreo 30, cât știm noi, dar întotdeauna vin mai mulți decât sunt anunțați, că nu se anunță toți. Da, recomandări dimineața și chiar și ziua, dar mai ales dimineața și seara e foarte frig. E un vânt ușor destul de rece și accentuează senzația de frig, deci echipament de iarnă ca lumea, bucanci buni, pantaloni, pulover, căciulițe, mănuși și ca tehnic neapărat bețe de schi sau un piolet. Dacă știe să umble cu pioletul, turistul i-a indicat pioletul, dar ăsta trebuie pregătit pentru așa ceva. Conform meteorologilor, iarna la munte va veni doar la mijlocul lunii decembrie.